Bun găsit, dragi telespectatori! Aura Stoienescu vă invită astăzi la emisiunea Viața Gorjului la o temă, dar după ce mă anunță telefonul că e ora 6, la o temă, proiecte și probleme la Bustuchin, iar invitatul meu normal trebuia să fie domnul primar Ion Ciocea. Bine ați venit, bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am ocazia, după câțiva timp de când v-ați înfiltrat și v-ați dat drumul la acest post, să fiu în fața telespectatorilor dumneavoastră și ai postul dumneavoastră, pentru că în orice sat îmi spune ceva, ea e în sat, iar îmi spune ceva, este ceva de suflet. Cred că, cum să zicem, mi-ați furat denumirea, pentru că începutul a fost la Bustuchin. Da, începutul a fost la Bustuchin. Pentru cine nu știe, Nortel Sat era acum ceva timp o firmă de cablu, da, care la un moment dat și câțiva ani a funcționat la Bustuchin într-un parteneriat cu primăria, da, Bustuchin, perfect. Ceea ce... Și mă bucur că am reușit să găsim. E bine că ați pus și dumneavoastră umărul ca să aveți cablu în Bustuchin, că asta a fost ideea atunci. După care s-a luat licența pentru videotext, tot pentru Bustuchin, deci de asta spunem că s-a născut la Bustuchin televiziunea în sat. Iar acum, iată, ne-am gândit să ne vadă și Gorjul și alte județe și, bineînțeles, Bustuchinul era normal și... Trebuie să spunem că dumneavoastră sunteți cel care ați pus o piatră la temelia acestei televiziuni. Da, eu chiar sunt mândru și nu numai asta, parcă am un sentiment așa de... mă cucerește și... Pentru că, așa cum spuneați, cât de mult face ca un primar să se implice și să ajute oamenii cu inițiativă. Persoana și om cu inițiativă care a fost la timpul ăla nu putea să realizeze acest lucru dacă eu nu am aproape și acum, aici și ne salutăm e la regie. Dacă nu găsau un om ca Ciocea care să împreună să facă ceva pentru oameni, pentru că tot ce am făcut eu atunci, sprijinul meu de a-l acorda persoanei care s-a ocupat și care a avut inițiativa, de fapt este un lucru care l-am făcut de soțul meu Daniel Norocea. Da, l-am făcut pentru oamenii din Bustuchin și numai vreau să vă spun că atât eram de fericit pentru că toți cetățenii care nu puteau să vină, eu știu, la când aveam o acțiune, un festival, eu știu, serbări, și stăteau acasă, seara își dădeau drumul la televizor pentru că era un circuit închis și vedeau tot ceea ce făceau copiilor, nepoții, după aceea vedeau meciuri de fotbal, vedeau ședințele Consiliului Local, chiar cum mi-amintesc una dintre cele mai importante și trebuie să o spunem, mi-amintesc că atunci când s-a schimbat guvernările și interese să vândă acele dispensare umane, știți bine ce s-a întâmplat pe la Turbea, nu știu pe unde, în momentul acela l-am adus pe domnul Norocea acolo și am spus, vă rog să puneți camera de la vedere ca acești consilieri să știe ce fac astăzi și să înțeleagă că tot decizia care o vor lua astăzi de a aproba vânzarea îi vă vedea oamenii care i-a ales. Și acel moment a fost extraordinar, faptul că am avut camera de la vedere și nu s-a întâmplat să aprobe vânzarea, ci am aprobat concesionarea medicului uman care era atunci, care este și acum, pe care îl respect și îl salut, pe un euro, dacă nu mă înșel, sau chiar un leu, nu știu cum era, o sumă modică, pe perioada crizei de social activitate în Bustuchin. Pentru că s-a întâmplat acest lucru, am reușit să avem și astăzi dispensar uman, să avem medici, ba nu mai mult, în acea clădire avem o farmacie făcută de vreo 10 ani de zile, s-a dat spațiu prin închiriere, ba avem și un medic dentist, uitați-vă ce s-a făcut aici, pentru că am adus, cum se spune, către populație, am adus oamenii de care aveau nevoie. Și este un lucru extraordinar că atunci am putut să luăm această decizie, eu am avut puterea să aduc televiziunea acolo și cred că a fost un semnal de alarmă pentru consilieri și chiar dacă erau pe aici, pe Colea, erau, eu știu, aranjate lucrurile, când a fost să camera pe mâna, ei, atunci au fost corecți pe ei și n-au avut curajul. Și dacă este acest dispensar, se datorează acestei televiziuni. Mă bucur că m-ați chemat aici și am venit în fața... Și noi ne bucurăm mult că ați reușit să ajungeți și ne bucurăm că a adus și televiziunea un plus la Bustuchin și vă garantez că de câte ori vor fi probleme la Bustuchin suntem acolo și de câte ori va fi bucurie și... Trebuie și la bine să fim alături de oameni și de primărie, dacă primăria își face treaba. Da, până acum... Da, de ce vă spun asta? Că presa întotdeauna este un sprijin. Chiar dacă de multe ori ne mai e și critică, pentru că eu mi-amintesc când am venit primar în 1996 la Bustuchin, aveam spații prin care... Când ploua, era ploaia și picura în capul copilor. Copiii erau la grădință, mi-amintesc, într-un spațiu atât de mic, unde fusase un bufet.
am aveați reușit o școală ca prin... jumătate așa, făcută, jumătate știți, cu da, da. Un par care ținea, vă amintiți, acoperișul ca să nu cadă pe copii. Bine, și dumneavoastră ne-a schemat, da, nu era televiziunea în sat atunci. Da. Și... și am venit eu lucrând la altă televiziune și am filmat acel par pe lângă, pe lângă care treceau copiii și ploua printre școala nouă și școala veche. Da, și mă sunau colegii mei primari și mă întrebau, băi, domnul Ciocea, ce au, domnule, ce are presa cu... asta cu tine de toată ziua în ziare, ești pe prima pagină, pe posturi, la, pe oglindă, trebuie să zic, domnilor, nu are nimic cu mine, chiar eu am cerut întotdeauna să vină să vadă adevărata realitate, pentru că numai așa i-am făcut să-i miști pe cei de la inspectoratul școlar, pe cei de la minister, numai dacă pui pe hârtie și dacă arăți situația reală. Și am spus, presa are un rol extraordinar, în acest mod eu am reușit să-mi fac spații europene în școli. Și de multe ori vă spun că sunt și colegi de-ai mei care mă invidează alte ori și spun, domnule, tu a luat toți banii ce a făcut. Da, am făcut multe lucruri pentru că întotdeauna am știut să mă pun și preș, dar a fost cazul, pentru că asta așa trebuia să facem. Nu putem să vopsim și arătăm să când vine presa că e bine și după aceea cade tavanul pe copii sau, eu știu, plouă prin tavan. Exact. Lucru pe care l-am făcut și l-am, vă mulțumesc și le mulțumesc la întreaga presă, indiferent că e scrisă, că este cea văzută. Pentru contribuția pe care o are în binele comunității. Exact, exact. Și acum, domnule primar, să povestim despre ce se întâmplă în Bustuchin și ce s-a întâmplat în ultimul timp și ce planuri aveți în anul ăsta, în primul rând la investiții, pentru că, oricum, costurile care se duc pe cum să zic, pe curent, pe salarii, pe astea, oamenii nu le simt, dar trebuie făcute pentru că nu vor avea lumină, nu vor avea pe nimeni la primărie să-și facă, să-și rezolve o adeverință, un act, un... Dar ce rămâne și puteți spune deoparte pentru investiție, foarte important pentru comunitate, da, în primul rând. Da, este adevărat, așa cum am spus, un secret spectatorilor, că ne cunoaștem și cunoașteți foarte bine comuna Bustuchin, cum arăta și cum arată și astăzi. Păi de ce? Pentru că eu am 20 de ani de presă, colegul nostru Dan are mai mult de 20 de ani. Perfect, și a făcut și mai mult atat acolo în comun și știe situația. Iar dumneavoastră aveți 5 mandate de primar. Da, așa este. Deci eu de când sunt în presă cu dumneavoastră m-am trezit primar la Bustuchin. Așa este. Așa este. Și am făcut o emisiune acum vreo 20 de ani, dacă vă amintiți. Da, eram la o altă televiziune. Și am făcut-o, da. Am făcut și am arătat realitatea. Mergeam pe toate dealurile, plaston, dar arătam tot ce era și bun și rău. Mai facem. Da, să fim sănătoși și să ne dea Dumnezeu vorba aceea multă sănătate. Și asta vreau să vă spun, că la început nu știam în ce parte să iau și ce să fac. Bineînțeles că ca orice om, orice gospodar, orice om care vine și spune oamenilor, domnule, votați-mă că vreau să fiu primarul dumneavoastră, a trebuit să am și o strategie, să fac un portofoliu de proiecte. Normal că nu puteai să te ocupi, eu știu, să faci, eu știu, o școală până nu făceai un drum sau un asfalt, să faci într-un sat, nu știu, unde aruncat, până nu veneai cu drumul județean, cu drumurile comunale, ca să ajungi la o școală, veneai pe drum, ca să ajungi la școală, trebuia să duci un microbus, să poată să circule pe drum. Și așa am început cu infrastructura în drumuri, amintiți-vă, în apă. După ce am trecut imediat cu școala, problema cealaltă am rezolvat-o, nu aveam cămine, nu aveam sală de festivități, m-am apucat și am făcut în fiecare sat câte o sală de festivități, pentru că îmi doream din totdeauna să nu mai văd oamenii din comuna Bustuchin când merg și ei sâmbăta, duminica, la o nuntă, la o festivitate, să duceau și ei să stea în cor, să fie noroi, ploaie, să fie praf și așa mai departe. Sunt lucruri care... acum, când mă uit când privesc în urmă și când mă uit, chiar astăzi a venit un cetățean pe la mine de dimineață și mi-a scos din buzunar un pliant care l-am dat eu la al doilea mandat. Eu nu mai aveam, sincer vă spun, pentru că au trecut al treilea, al patrulea, al cincilea, problemele cu care te confrunți, eu știu ce, pe unde mai sunt hârtiile alea. Și l-am seruxat și l-am luat ca să mă uit peste el să-l citesc. Când l-am citit, dacă am realizat ce am scris în ăla. Erau toate realizate, ba multe n-au fost scrise acolo. Deci, ia că te vedeți că în momentul în care te duci și te bați pentru comunitate și faci, și oamenii știu să-ți dea votul. Primul mandat mi l-a dat și pe al doilea, mi l-a dat și pe al treilea, mi l-a dat și pe al patrulea, mi l-a dat pe al cincilea. Acolo pentru mine a fost un șoc, pentru că atunci când am văzut 91,92 la al cincilea, chiar mi-am dat seama că oamenii cu adevărat știu să aprecieze și că mai sunt cum pădure folositor, nu mai sunt și la mine care nu mă vor, care poate nu mă acceptă. De ce? Pentru că sunt oameni, dar sunt oameni care de multe ori nu le măcar place ca primarul să facă treaba, lor. Ar fi mai bun să doarmă pe șan, să fie un bețiv, să nu facă nimic, ca să poți să critique. Asta este că sunt în comunități, sunt asemenea oameni. Nu le plac acei oameni care stau prin cârciumă și care s-au luat de greș
și am stat cu primarul cu ei, acei oameni care nu-și fac șanțul, acei oameni care nu-și tund pomul, nu-și-l aranjează, nu e, vine primăvara, care nu-și... Eu am fost, eu am fost puțin tel omul care mi-a plăcut să ajut, să dau, dar să și cer. Și pot să spun că am făcut, au fost proiecte care le-am realizat, dar sunt foarte multe de realizat. Care mai sunt de făcut. Vreau să spun telespectatorilor, îi rog să nu sune, aveți un număr afișat pentru SMS, da? Deci numai prin SMS puteți să comunicați cu domnul primar, poate că mai aveți ceva propuneri pentru investițiile anului viitor, și locuitorii comunei Bustuchin, da. Critici, da. Și laude, dar mai puține, că nu e timp de asta și așa. Ce vreau să vă spun, dragi telespectatori, cei care nu-l cunoașteți pe primarul Ion Ciocea, pe care l-am cunoscut la, cred că în primul mandat, să zicem, sau cam așa ceva, da, l-am întrebat de ce a candidat și a zis așa, mă, nu-mi plăcea cum a arătat comuna mea și m-am hotărât să fiu primar ca să fac cum consider eu că trebuie să da, fie. Da, mi-a stat la minte, da. Da, uite ce... De asta am candidat, da, că nu-mi plăcea cum arată comuna mea. Da, sunt lucruri pe care atunci când ți-l aduci aminte, te iau un fior așa și chiar te simți un măi, frate, ce cum ne parcă am niște pene în fiu de mine. Mi-amintesc că în 1996, când am venit acasă, eu în 92 m-am retras către casă, nevasta și copiii au doi la țară, eu am fost în Târgu Jiu, și gândiți-vă că nu mă cunoșteau, cred că nici 30% din oamenii de acolo. Că eu, dacă nu stăteam în Bustăchin, eu m-am născut în comuna Logrești, am plecat ca la orice tânăr, orice copil, am plecat, vorbea, m-a pus tata la rată, cum se spune atunci, ne-am luat bagajele în plasă și ne-am dus la școală. Și după aceea a trebuit să ne realizăm dacă am avut puterea, voința și cu seriozitatea. Că până la urmă asta este. Numai așa am putut să ajungem unde să ajungem, da? Și la un moment dat am venit acasă și aveam și eu apă, aveam o casă, nevoie de apă. Aveam o casă, aveam o centrală, să simteam nevoia să stau și eu în condiții civilizate. Și atunci am spus nevastă mea, nu mă lăsa să candidez și la copii, nu mă lăsa să candidez în 1996. Nu stau la Bustuchin. Nu mai stau, vreau să plecăm, vindem și plecăm. Pentru că eu nu am venit aici ca să nu am apă, să nu am gaze, pentru că aveam nevoie de o centrală pe gaze. Băgam lemne, când mi-amintesc că aveam o centrală de asta pe lemne și pe cărbune și când seara ne certam care era băiețelul cel mare, nevastă mea și care se duce, pentru că te duceai acolo și băgai lemne și cărbune, era un focar, ca un om de la, de care se duce să destul mai în focoșar, așa, pardon, când făceai focul. Și atunci am spus, da, mai stăm la țară, condiția că mă lăsați să candidez și într-un an sper să bag apă și să aduc gazele în comună. Deși Bustuchinul, vorba aceea, produce din 1958, Bustuchinul, dădea, mi-amintesc că de atunci știu, 11,6% din producția internă de gaze naturale în România producea 44%. Și Bustuchinul nu avea gaze, nu avea cotă de gaze. Și atunci m-a aprobat și a spus, când voi face toate aceste lucruri, mă retrag. Sigur, dar nu le-ați terminat. Nu le-am terminat, dar nici eu nu m-am retras, că n-am promis că fac mult mai mult. Am zis apă, gaze și drumuri. Ei, așa este, știți, când te înveți, când vezi că ai rezultate, că alții spun, doamne, păi s-au acolo la celălalt. E adevărat, ca și primar, mai și privilegii, nu este că... De ce să nu spunem? Ce privilegii aveți? Ca să știe și eu, de când sunt primar, eu am mașină la scară, da? Dumneata nu ai, cetățenii nu au. Eu am. Nu ai de stat. Ia societății, poate, da? Ia așa. Noastră și o folosește și societatea. Pe unde merg, domnul primar, să trăiți. Pe unde, domnul primar, să servim o friptură, să facem. Dacă ești un primar bun, un primar care respecti, care faci lumea să fie mulțumită. Pe unde te duci, ai ușe deschise. Asta e adevărul. Clar, e una să ducă un să Ciocea omul din Bustuchin și una să ducă primarul Ciocea din Bustuchin. Dacă știi să și respecti oamenii, să te respecti și pe tine, sigur că ai și privilegii. Știți cum se zice, ori mai vestit om din sat. Exact, bravo, știți cine? Primarul, popa și milițianul, polițaiul acum. Corect, da. Și învățătorul. Da, și învățătorul, că e triunghiul de aur. Mi-amintesc că am fost în Statele Unite, asta era dascălul, cum să spune, învățătorul, primarul și... Și popa. Popa. Asta era, da. Și așa este că am făcut, le-am făcut în primul mandat, că dacă nu făceam sigur, nu mă duceam în al doilea. Aveam spus că bine, nu mă cunoștea 34% din lumea din Bustuchin. Și după aceea, chiar zic că ceea ce mi-am propus și ceea ce am spus că fac, am făcut. Și cred că de asta mandatul 5, 92%, când trebuie să te erodezi, când trebuie să te duci mai jos, pentru că mai deranjezi, mai super, mai... Că nu poți să fii prieten cu... Deci 10 proprietari, 8-9 își fac cu șantul și unul nu își face. Atunci dacă nu iei măsuri cu ăla și nu-l amendezi și nu-i faci, nu trimiți polițistul să ia măsuri cu el, atunci ceilalți păi, nouă te critică păi, și atunci spune, bă, primarul nu-i serios, de ce să mai fac? Hai să nu mai facem. Păi ăla nu-l pune. Deci, aici este, trebuie ei, să fii un tip. Votează. Da, mai bine să nu mă voteze unul decât să am 9 prieteni, nu? Corect. Că... Corect, da. Corect. Da, nu vă duceți la Parlament, că uite, e locul liber acum la Senat.
Ați mai avut uneori intenții nu, sau alte gânduri? Ori, altă dată gânduri. Am avut intenții, gânduri și nu am avut poate prioritate. De data aceasta pot să spun că puteam să fiu, să merg, dar eu am un principiu și în primul rând că acum o discutăm. Se punea problema lui Ciocea și a lui domnul Ion Călinu, eu președinte Consiliului Județean. Doamne, noi suntem doi oameni aleși. Cum am văzut și la domnul președinte din discuții și din interviurile care le-a făcut. E firesc că este un mandat de 4 ani. Tu când te duci și vrei să spui că ești primar sau ești președinte Consiliului Județean, vrei să fii acolo, te duci și spui, domnule, eu vreau să fiu acolo pentru că vreau să fac, să ajut. Cred că pot eu mai mult ca altul. Lumea îți dă girul, îți dă votul, atunci ce faci tu la jumătatea mandatului pleci. Doi. Pentru mine... Că ți-o fi mai moale acolo. Exact, că o fi mai bine și o fi... Să fim serioși, da. Cât muncești sau parlamentar? Sau ne gândim la indemnizații, la cât câștigi. Ei, dacă ești un om corect și un om vertical, eu zic că trebuie să duci un mandat la capăt. Lucru pe care eu îl fac. Și în altă ordine de idei, vreau să vă spun că nu este deci Nicolea și nu trebuie să ascund. Eu am intenție ca proiectele de viitor, pe lângă proiectele care vin din spate și neterminate, să le terminăm. Ați văzut guvernul Ponta a luat acea măsură ca are ratele să plătească. Un lucru extraordinar. De a cineva să vină să scoată stop. Chiar cu riscul că devii popular, că nu mai ești popular pentru mulți oameni de afaceri, dar ești popular și ești respectat pentru că nu mai bagi în insolvență sau nu în faliment, poate iar 20.000 de firme. Și atunci s-a luat această decizie. Dar nu-i corect bine. Statul să-și plătească datoriile? Exact. Către exact, privat? Exact. Că privatul când e să aibă datorii... Și a zis stop, facă. Nu mai punem alte șantiere noi. Și a fost un lucru extraordinar și foarte, foarte bine și eu respect acest lucru. Probabil că și cei care au dat drumul aceste șantiere nu s-au gândit că li se termină mandatul după 4 ani. Și poate de asta s-a și dat drumul ele. Nu a fost nici la un lucru rău. Dar nenorocirea a fost că de multe ori nu se fac niște calcule. Dom'le, pe ce bani contez, dacă i-am, dacă nu i-am? Adică să nu mai facem haotic politic, să dăm drumul la șantiere și după aia să stăm 3, 4, 5 ani, să terminăm, să băgăm... Să tăiem panglica. Exact, nu mai putem de ea panglica. Da, și atunci, pe lângă proiectele care le-am, pe acele UG7 care a fost, am avut baza sportivă care a 60% realizată și acum stă așa de vreo 3-4 ani, plus că am 900 de milioane, aproape 1 miliard, să dau la firma constructoare și are rate de un an și jumate și ceva. După aceea am întrăisat apa, care acolo aici am avut norocul că a avut un constructor care a lucrat și a putut și a permis și a făcut și factura și a plătit TVA-ul, da. Și atunci a intrat a fost prinsă în arierate și acum când s-a făcut împărțirea banilor acestora prin Ministerul Dezvoltării acum, mi s-a dat 7 miliarde 70 și pot, o să-i dau banii, bineînțeles că mai rămân pe 2 miliarde. Bine, sunt supărat. Dar s-au dat, unii primari știu, că dumneavoastră v-au dat cam mulți bani. Păi, da, dar eu am spus-o și am fost la emisiune mai devreme la alt post de televiziune, post de radio. Am spus și spun și acum și trebuie să spun. Eu respect că sunt colegii mei toți, dar ce nu înțeleg unii primari care vin și spun, dom'le, de a dat lui Ciocea bani. Da, mi s-a dat atunci, amintiți-vă, în 2011 11 miliarde. Pentru că am avut două proiecte europene, pe port și pe PNDR. La data aia când eu trebuia să plătesc o tranșe, eu am luat 16 miliarde la CEC să plătesc TVA-ul. Dar îmi mai trebuia banca să merg până la 56 de miliarde, gândiți-vă câți bani îmi trebuia, pentru că mie nu mi-a dat decât 30 de miliarde, mi-a dat fondul de garantare. Erau 46, până la 54 sau 56 câte era tranșa și eu trebuia să am bani ca să mă duc, să-i pun să închei tranșa. Nu încheiam tranșa, că aici se spune, tranșa întâia pe data de, în anul cu tare, tranșa a doua, au fost 5 tranșe, de câte 56 de miliarde. Până nu se încheie o tranșă, și atunci eu trebuia să mă duc să cer bani, să mă cofinanțeze, să mă ajute să pun banii ca să nu iau penalități sau să nu pierd proiectul. Să dați și banii înapoi. Exact. Atunci eu am mers și am făcut demersul la Ministerul Finanțelor, am făcut și la Guvern, am făcut și la președintele Consiliului Județean. Iar legea bugetului, legea finanțelor publice spune clar că primii bani care sunt la rectificări se dau pentru cofinanțarea proiectelor europene, nu proiectelor guvernamentale. Atenție! Proiectele guvernamentale, toți colegi, adică ce am semnat, OG7, H577, astea erau proiecte guvernamentale. Eu aveam pe proiecte europene, eram eu și, dacă nu mă înșel, Stănești, eu era la data aia. Atunci banii ăștia, 11 miliarde, atunci mi s-au dat mie pentru că nu aveam lucrat sau nu aveau, eu aveam situații de lucrări, aveam facturi și așa mai departe. Eu am putut să justific. Mi s-au dat acești bani. Cerul e că mi s-au dat niște bani și ce ilegalități a făcut președintele Consiliului General sau primarul Ciocea. De ce trebuie să fie invidiat? Când am adus poate 206 de miliarde gorjului și aduse primăriei Bustuchin, dar sunt bani care i-am adus, bani europeni. Da, corect. Deci trebuia să fiu sprijinit, pentru că legea spune clar.
Deci, prima dată, banii care sunt, se dau pentru cofinanțarea proiectelor europene. Ei, aici nu știu mulți primari. Iar acum și cu aceste arierate care s-au dat, dar sunt foarte mulți primari care au lucrat pe aceste proiecte guvernamentale, a fost o G7577, dar nenorocirea a fost că constructorii lor au lucrat crezând că se dau banii, cum era în trecut, amintiți-vă, la sfârșit de an se dau hotărâri de guvern, printre care la care de la fiecare primar, cât avea. Ei s-a strâns curea, nu ne-am așteptat că odată se face stop și am lucrat toți primarii că va fi ca în trecut, să ni se acorde banii, să nu rămânem după un an pe altul. Uite că odată s-a întâmplat. A fost și altă, e și o neșansă pentru unii care au nimerit constructori care nu și-au permis să taie factura la situație de lucrări care s-au făcut cu un an urmă sau cu doi, ca să intre în arierate. Înțelegeți? Și au făcut lucrările și au tăiat factura, că dacă tăia factura cu un an înainte, trebuia să dea 24% TVA-ul. Gândiți-vă, că la un 10 miliarde să mai dai 2 miliarde 400, că ai 10 miliarde până la urmă făcut să-i lucrări de ei. Da. Dar să mai dai și 2 miliarde 400 la stat, chiar intra în faliment sau chiar n-avea de unde, da? Și așa s-a întâmplat, că unii am luat acum bani, pentru că am avut acte, cum se spune, că au trecut cele 90 de zile care intră în arierate, dar nici nouă nu mi s-a dat, că nimeni nu s-a dat tot. Mi s-a dat cât era procentul la banii care avea Consiliul Județean, față de solicitările care erau și, că, bineînțeles că solicitările poate au fost foarte mari, dar cei care acopereau cu documente. Deci asta a fost și îmi pare rău că, dacă vă amintiți, înainte de Andamie, cu 2 ani înainte, s-a făcut acel proiect pe finanțare externă, la rând ca cu baia de fier. Deci s-a dat 20 de miliarde. M-ați auzit pe mine că am strigat o dată că de ce s-a dar dat. Niciodată, dar niciodată, nu v-am auzit strigând că au primit exact, era neapărat nevoie să le da să termine acel proiect, pentru că proiectele europene ele au un termen, au o dată, nu ai respectat-o și n-ai încheiat la data respectivă, toți banii care ai luat îi dai înapoi. Păi gândiți-vă, o primărie ca Bustuchinul, dacă era să dea, trebuia 20 de ani, trebuia să intre în faliment. Sau ce să, nu avea nici clădiri ca să poată să ia banii ăștia înapoi în Uniunea Europeană. Și așa s-a întâmplat, dar mă rog, știu că am auzit și acum, am auzit chiar un coleg de-al meu, prieten, care spunea, bă, dar de ce i-a dat lui Ciocea? Păi zic, mi-a dat pentru că eu am documente și am cerut. Eu acum am fost luni am fost la București, la Ministerul Dezvoltării, cu acea bază sportivă, am fotografiat-o foarte aproape, am arătat că făcută de 5 ani de zile, acea cărămidă a început să se sforieze. Și ce facem? Am cheltuit 60% din valoare și îngropăm în pământ sau trebuie să continuăm, pentru că am și 800 de elevi în comună. Adică, la un moment dat am cerut o bază sportivă. Vezi, dar liceu, da, am liceu, am școală profesională. Deci sunt 800 exact. De elevi, doamnă. Deci trebuie și o sală de sport, trebuie și o bază sportivă. Deci, nu știu dacă, eu n-am cerut să am 30 de copii sau că am 70 să fac o asemenea cheltuială. Vreau să vă spun că tot așa de bine, când am cerut să fac această bază sportivă, am o echipă de fotbal care au mai multe primării, deci nu contest asta. Foarte bine și mă bucur. Toți trebuie să ceară și toți trebuie să se bată, să lupte, să aducă bani. Care am luat locul 1 în Liga 5. N-am vrut să mă duc în Liga 4, pentru că erau cheltuieli. Eu am făcut această echipă pentru că e un segment de cetățeni care duminică vreau să plece și ei de acasă, să mai este în piață, să se întâlnească cu un prieten, chiar să mai bea o bere. Asta e liniștea lor. Asta este, cum se spune, pentru ei este un mod pe care îl face primarul pentru a le crea o liniște. Deci de-aia noi toți primarii facem asta. Atunci, dacă n-ai și un teren de fotbal, nu poate să fie omologat, nu poate să existe echipa. Deci nu sunt întâmplătoare toate astea. Dar am spus-o, eu încerc scuze față de colegii mei primari, dar tot pe partea cealaltă chiar i-ai ruga să analizeze bine când fac aceste asemenea gesturi, pentru că eu nu m-am interesat niciodată de niciunul, dar eu mi-aș dori să ia proiecte europene și eu îi voi susține dacă nu se pot descura asta, dacă trebuie și să fiu și eu lângă ei să aducem acești bani de cofinanțare, pentru că dacă nu ne vom bate să aducem bani europeni, județul n-ai de unde să ne dea, președinte Consiliul Județean. România, vedeți și știți bine, vedeți cum ne scăldăm. Banii trebuie să ducă la profesori, banii trebuie să ducă în sănătate, iar noi trebuie să aducem acei bani europeni care sunt destui. În 2014-2020 vor fi bani, dar asta înseamnă să nu dormi nopți, să stai pe drumuri, vine să monitorizarea, îți vine București, dosare, îți vine Craiova, îți vin toți, vin câte 4-5, ești exact ca la cum vine poliția când te oprește în circulație, că 5 și stai, bă, dar ce-am făcut? Am venit toată la dumneavoastră și erați într-o sală în care erau multe, multe dosare imens de mari, da, cu contabila șefă și vă plângeați că trebuie să fiți și cu ochiul pe dirigintele de șantier care vă asumați alături de el
toate plățile făcute, cu toate că nu e normal. Legea spune că dirigintele de șantier răspunde de calitatea lucrării și e de specialitate. Da, iată, frate, vedeți, eu am avut un proiect mare, 300 pe 322 cu primăria Comunei Belești, acea asociație, unde eu am fost președinte, a fost pe două comune, dar eu eram cel care am semnat ordine de plată și eu răspundeam. Gândiți-vă că a trebuit cât să luăm... Câți bani ați luat pe proiectul? A fost acolo, a fost vreo... aproape 5 milioane 500 de euro, dar când s-a licitat a venit mult mai jos, dar oricum a fost la 200 de miliarde, sigur, în banii noștri, banii vechi. Și cum e să semnezi un ordin de plată de un miliard așa, numai pe hârtie? Nu e, semnezi și 200 de miliarde, nu am emoții, dar, vedeți noastră, noi avem consultant, avem dirigente de șantier, dar care prin contract, e adevărat ce spuneați dumneavoastră, contractul este cantitate și calitate, numai că în România legea e foarte proastă. De exemplu, Doamne ferește, ca un dirigente de șantier, să zicem, a omis sau n-a văzut, sau eu știu, a semnat o situație de lucrări, eu ca ordonator semnez ordinul de plată. Și prin legislația asta, că de asta spun că e proastă, dacă dirigintele a scris bun de plată sau a semnat, e normal că eu trebuie să plătesc acea factură, pentru că factura este soțită de situația de lucrări. Dar dacă tu nu ai verificat și s-a întâmplat un necaz, atunci ai intrat și tu cu dirigintele. Numai că eu nu văd bine aici și nu văd corect, pentru că îmi semnez acel contract. Da, și îmi spune legea că răspunde solidar, da, pentru că tu ești ordonator. Ești, nu știu, dar ești ordonator de credit, n-ați văzut la nici ce s-a întâmplat în România. Că se întâmplă așa, e adevărat. Da. Acum, dar să știți ceva, mai degrabă am văzut primarii în pușcărie decât dirigenții de șantier. Da, bine, sunt și cazurile. Acum, cu toate că s-a discutat de calitatea lucrării. Da, acum haideți să vă spun, da, aici asta e o problemă, pentru dacă eu ca primar o să-i spun unui diriginte șantier, te rog, plătește că vreau eu, atunci el trebuie să iei autodenuntul și trebuie să ducă să vină de nou să mă lege. În condițiile în care, zicem că sunt și oameni deosebiți, știți cum e, pădure fără uscătură nu e, și în rândul primarilor, și în rândul diriginților de șantier, care sunt și oameni care de multe ori nu au prietenii cu constructorii, sau poate greșesc, atunci nu te crede nimeni. Spune, dom'le, ați fost cârdași, la cârdășii, ați fost împreună. Da. Și de asta cred că în viitor și noi, la Asociația Comună, întotdeauna am cerut acest lucru, odată clar să se prilege să spună care este partea mea de vină atunci când și la ce faci și de ceea ce trebuie să răspundă un dirigente de șantier, un consultant. Prin contract să știe ce este. Dar când ajungem, așa cum spuneți dumneavoastră, în instanță, e solidar și primarul cu dirigente de șantier. N-aș vedea o normală, dar de asta atunci când m-ați văzut dumneavoastră, eu ce făceam? Era pe ultima tranșă și atunci am luat totul de la început să verific. Păi pe și pe faianță. Păi ce fac? Trimit oamenii să măsoare, ei vin cu o situație câte pe sala asta de clasă, atât parchet, atâta interioare pe care s-a... Vă faceți constructor. Păi nu, păi te faci, că n-ai ce să faci, pentru că știți cum e, la câte am văzut și la televizor și câte să văd și l-am întâmplat, până la urmă e frica. E adevărat că mai sunt și cazuri unde sunt și prieteni și se mai întâmplă asta, bine, acolo trebuie totul să fie organ arbitrate, nu-i păcat că își fac treaba și nu-i păcat că ia măsuri și se întâmplă și se întâmplă. Se pare corect. Dar eu zic că aici trebuie să, odată prin că de asta am spus eu, parlamentari care trimite, mie trebuie să facă legi și să facă legi bune, atât pentru noi ca primari, pentru tot poporul român, pentru toți cetățenii, că legea te ține. Dacă eu nu aș avea răspunde, eu nu aș mai sta să vorba aia, să-mi albească părul, să stai zile și nopți și să stai în stres, să te îmbolnăvești. Pentru că atunci, bă, dacă eu am partea de vină, când oblig să facă ceva. El este un om, este peste 18 ani, el trebuie, în cazul în care eu l-am forțat să facă ceva, să mă autodenunț, să mă denunțe, da? Deci, au făcut, domnul primar, ce n-au făcut? N-au făcut parlamentarii legi bune? Să vă dau un exemplu. Primarul, dacă pleacă din partid, pierde mandatul. Da, parlamentarul, dacă pleacă din partid, nu pierde mandatul. E o lege bună, dar pentru ei. Însă, să nu continuăm, pentru că nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să parcurgem temele pe care le-am propus și le-am și anunțat. Ce investiții aveți anul ăsta în plan? Aveți proiecte în derulare, proiecte noi? Da. Tocmai ați semnat un contract, după câte am înțeles? Da. E adevărat, este adevărat că prima dată pentru noi, pentru primari, în 2014, a fost să ne luptăm, să ne batem, să vedem ceea ce facem cu proiecte care erau deja în lucru, care se stopaseră, proiecte care ajuns să realizaseră la un 60, 70, chiar 80%. Lucru pe care l-am și făcut și guvernul României, prin premier, a luat decizia și a hotărât ca toate proiectele care au fost peste 50% în prima fază, ce știu de la întâlnirea la București, și ce ne spunea vicepremierul Dragnea, peste 50% la proiecte de
canalizare de apă și la drumuri peste 80%. Li s-a dat acum bani pentru și s-a încheiat contracte. Am fost chemat la Consiliul Județean pentru a semna contracte, bineînțeles, am semnat direct cu Ministerul Dezvoltării, pentru a ne da banii, să ne achităm arieratele și să ne continuăm, de exemplu, cum am avut eu la drumuri. Mai aveam 4.750.000 să termin proiectul și mi s-a făcut contract să mi se dea anul ăsta banii și eu să lucrez să termin. Spuneau chiar într-o lună. Și ce drumuri terminați? E un drum în satul Țuțoi, undeva Curva, îi spune, dar ați auzit că a spus pe acolo. Nici eu niciodată nu credeam că să văd beton pe acolo. Da. Nu credeam că să văd nici piatră destulă ca să poată oamenii să circule. Dar uite că cu petrolul, o relație bună care am avut-o cu petrolul, drumurile pe unde ei își puneau obiective petroliere, am încercat prin relația care am avut-o și o avem, ca eu să-i sprijin și de asta de multe ori mi-am făcut și mai mulți cetățeni care puneau bariere, care nu îi lăsau să meargă la investiții, pentru că era firesc să fac asta, nu să-i încurajez, dar este adevărat că cetățeanul trebuie să-și ia banul ce este a lui, acolo unde erau drumuri de exploatare și erau sonde care erau din trecut, au fost expropiate. Normal, omul trebuie să-și ia ce trebuie, dar nici să punem bariere să nu avem industrie. Dacă Bustuchinul nu avea industrie, ce era? Era uitați că eu poate n-ajungeam acolo, l-am și spus-o și le spun de atâta ori, de câte ori am ocazia, și în ședinte, și în adunările, pe unde le-am, și la biserică le spun treaba asta, când părintele mă mai bagă câteodată că sensibilizează acolo niște lucruri și mă pune să discut cu oamenii. Vedeți, am încercat și am mai făcut câțiva kilometri de drumuri. Acum am un pod. E un pod care eu nu-l făceam nici peste 4-5 ani, 15 miliarde, cred că ajunge un pod peste un pârâu, unde oamenii fac legătura între sate. Era un pod de lemn, deja am putrezit să bânele acelea. Am încercat eu cu țăp să-l fac, dar nu era garanție, nu era siguranță și faptul că au pus o sondă pe acolo, am rugat pe cei la Craiova și au prins și podul ca o lucrare și drumul de 400 de metri. Pentru că ei puteau să intre pe altă parte, că sunt, știți cum e la țară, sunt ulițe și ulițe și sunt drumuri și atâtea. Dar dacă am știut să conlucrăm și relația a fost bună, eu am sprijin, n-am fost niciodată să le cer să-mi facă mie favorul sau să-i constrâng, ci întotdeauna am fost de partea lor, chiar am avut o relație bună și am câștigat foarte mult. Și pentru asta vreau să vă spun că, ca proiect de viitor, am un cămin multifuncțional care acum, astăzi, pot să vă spun după discuția cu reprezentantul lui OMV Petrom, care a fost la Bustuchin, am avut un contract de sponsorizare care de 1.300.000, este deja început, că pot să-mi dau drumul la proiect și să mă apuc de treabă. Iată un exemplu de bună practică, da, de conlucrare între autorități, exact, și privați. Da. Dacă eu nu-i ajutam, dacă eu nu eram un om să gândesc că trebuie să fie sprijinit ca să ai industrie, sigur că și întorceau spatele acum. Sau acest cămin acum, și vreau să spun că tot se spunea că Ciuci avea bani de la petrol. Nu. Până în acest an vreau să spun că nu luam decât taxele și impozite care erau în jur de 25.000, 250 de milioane pe an, plus la cam 100 de milioane pe lună sunt sumele care se încasau din impozitul pe venit la salariați. Asta era, venitul care veneau la petrol. Ei, acum vreau să spun că după 17 ani am reușit ca chiar asta să discut, să văd strategia lor, să pună 14 sonde, lucru care m-a făcut și mai mult să am curaj să dau drumul la acest cămin multifuncțional. Îi spun cămin multifuncțional pentru că acolo este pe lângă o sală de 350 de spectacole, de locuri pentru spectacol. Am și un loc de muzeu cu o bibliotecă, cu o sală de lectură, cu sală de internet. E un P+1, tot un sticlă, e un proiect care... Unde va fi? El va fi... Eu de când am venit în Bustuchin, toate locurile care aveam, terenurile care aveam de domeniul public, mi le-am pus frumos și mi-am hotărât aici voi face asta, aici cealaltă și așa mai departe. Va fi primăria, știți că e parcul joacă de copii în spate, după aceea e stadionul jos și în dreapta am făcut acea grădiniță cu program prelungit super și care pe care sunt am mândru vizitat-o și, și toată lumea frumoasă, care vine și mă simt de nivel mândru european. Până la urmă, nu știu dacă te simți bine că nu mai o vizitați, că o vizităm care construia, și-o, care funcționa într-o amărâtă, exact, de exact, cameră. Da, da. Și acum am făcut grădință cu program prelungit, dar mulțumirea care este când vezi că dorm 20 de copii și vezi cum dorm, când vezi că le-ai făcut o bucătărie modern și mănâncă acolo 3 mese pe zi. Vă dați seama că pentru mine este extraordinar, e mai mult decât aș lua niște bani, s-ar fi primit, eu. Ați făcut oraș la țară, da, cum ar veni. Nu oraș, dar eu zic că am făcut condiții, am făcut de, condiții oraș de oraș, pentru că acum să vă spun. Mă întrebam la început, dar de ce a început un copil doi să plece la oraș, părinții? Și zic, domnule, dar de ce plecați? Domnul primar, știți că nu avem spații, nu știu ce, cum să stăm aici? Atunci a trebuit să-mi trag un semnal, a fost un semnal de alarmă pentru mine și zic, domnule, bun, trebuie să mă apuc, am făcut spațiile. După aceea,
Am fost foarte dur și de multe ori m-am certat cu cei care conduceau inspectoratul școlar, că încerca să ni se aducă oameni, să ni se aducă de afară, dascăli, profesori. Și la un moment dat am pus piciorul în praș și am spus, haideți să mergem pe oameni care, cât să, dacă se poate legal, prin lege, să fie zonal, pentru că ea care veneau din altă parte, veneau lunea la 10, se uitau la ceas, când trece ora să odinească, că veneau obosiți, joia făceau că mâine se gândeau că vineri pleacă acasă, vinerea plecau și așa mai departe. Numai cadre nu se făcea. Mai poftă de a munci la exact. Asta în comun. Și atunci am reușit să rezolvăm și problema cadrului de lege, pentru că spuneau acești părinți care întrebam care mai plecau. Păi domnul Ciocea, da, ați făcut, acum vă mulțumim, avem spații europene. Dar n-avem profesori. Dar dacă n-avem și cadre didactice, copilul meu trebuie să pregătească, să fie un elev eminent, să fie pregătit. Și atunci am trecut și la latura asta, am avut multe implicări și cu directorii care conduceau, care făceau mai multă politică decât să se ocupe de școală. Știți bine că am fost dat și pe primele pagini, prin ziare. Ce dacă am fost dat, nu e nicio problemă. Dar vreau să spun că astăzi Bustuchinul este ordine, este disciplină și vreau să vă spun că și nivelul de învățătură s-a schimbat. Pentru că văd că încep să vină copiii înapoi de unde au plecat. Da. Copiii s-au dus pe alte licee. E adevărat că poți să spui că s-a dus la Târgu Jiu, a optat la liceu, că nu poate să-l ține și asta este o problemă. Dar în momentul când am văzut și părinții că și aici totuși se ridică nivelul de pregătire, zice, păi, dar ce să-l mai țin acolo, să dau bani, de unde plătesc chirie, de unde plătesc masă, așa mă lucrez acasă, mănânc acasă, să mă ucesc și cu animale și face și carte. Și atât am rezolvat puțin și problema asta. Am rezolvat problema, am două farmacii în comună. Ce mândru sunt când știu că era una și auzeau oamenii că mai pe la colțul, dom'le, dar scump pe față de Târgu Jiu, când a venit și a doua, păi s-a schimbat, este valoarea, prețul, altceva. Concurența. Avem două bancomate, o bancă. Sunt lucruri pe care nu s-au făcut că trebuia să... S-au făcut pentru că a fost Ciocea acolo și că Ciocea a fost lumea, l-a cunoscut din timpul și a zis, domnul primar, eu am încredere că dumneavoastră, dar ne trebuie și noi să facem pe aceste bancomate, să avem carduri. E normal că dacă ai bancomate, trebuie ce să mai faci card toți profesorii, toți oamenii primărie, elevi, că știți bine. Păi. Și atunci noi am muncit ca să-i educăm puțin pe oameni, să-i convingem că e mentalitatea asta. Dar de ce îmi zice primarul să mă duc acolo? Are el, câștigă el ceva, are nu? Interes. Sau cetățeanul este care vrea să informeze și vrea să te convingă. Păi zic, pentru asta, pentru că dacă nu avem un număr de carduri sau dacă nu avem, ce facem? Ai nevoie de să scoți 1 milion, te duci în Târgu Jiu sau atunci în Cărbunești? Și am reușit să ne facem la Bustuchin cam tot, sau aceasta la de sport. Aceasta de sport, amintiți-vă, cât tam, că am dat votul la unguri. Și toți când am avut, de exemplu, săptămâna trecută un meci cu Târgu Cărbunești, în Cupa României. Și când au venit acești sportivi și cu conducerea lor și au intrat în sală, când s-au dezbrăcat în condiții, când au văzut ce condiții sunt în sala aia, cât e de curată, cu apă caldă, și a zis, dom'le, vă invidiem, noi nu avem așa ceva. Nu știu, nu spun că nu au, știu că au sală de sport, dar e problema, poți să ai un lucru, dar dacă nu îl îngrijești, dacă nu te ții, eu personal mă ocup de asta. Știți bine că m-au cântat când am creat acel post de instructor sportiv. Da. Nu știu, într-un ziar, dar nu vreau să-i dau nume. Că Ciocea vrea instructor sportiv, că i-a crescut burta sau nu știu ce. Eu sunt mândru că am reușit să creez acel post și de muncitor necalificat care se ocupă de spații, orice de baza sportivă, de sală, tot ce este... E un loc de muncă, în exact, primul este, rând, e un loc de muncă și întreții bunurile. Am făcut această grădiniță. Ce face Ciocea cu grădiniță la Bustuchin? Unde să ducă copiii să doarmă când părinții nu au locuri de muncă? La Bustuchin au și locuri de muncă și părinții tineri au înțeles că un copil este educat și sănătos dacă are un program strict. Și știți că sunt 20 de copii într-o grupă în care părinții plătesc 6 lei și mi s-a cerut acum ca pentru anul viitor, deja asta este al doilea an, puteam să fac și a doua grupă, dar de multe ori m-am și reținut și o spun și pe post, pentru că copiii vin de alte grădinițe și lași pe alți profesori și pierd posturi și am gândit-o și la modul ăsta. Dar ce încercăm să facem? Să facem aftescul, după program. Aftescul, știți? Adică, de exemplu, nepotul meu, care este la grădinița aceasta, face și merge pe 6 ani, da? El trebuie să ducă la clasa 0, da? Eu îmi doresc ca nepoțelul meu, după ce și-a terminat, să meargă la masă, să se odinească puțin și să-și facă cursurile, să-și facă orele. N-ați ajuns acasă să puneți masă. Da, pentru că părinții lui sunt ocupați cu afaceri. Mama, bunica, ea este se ocupă cu agricultură, cu ceare și fiți sigur că copilul crește mai bine acolo, este mai bine întreținut, mănâncă la timp și e și cu o pregătire și e și sănătos. Și deja mi-au cerut oamenii să facem
o clasă și mi-a obținut și un post de educator. Acea grădiniță cu program pentru 7 posturi. Ia uite ce frumos. 7 locuri de muncă și numai din Bustuchin, numai tineri. Foarte bun. Sunt lucruri pe care, vedeți, dacă te lupi și te zbați ca primar, poți să le realizezi, să le faci. Ia dobra că poți să spune orice, știți cum spun de primar, că primar e niște hoți, așa vorbește lumea. Vorbesc cu oamenii și lumea, spune lumea, da? Dar până la prezumția de nevinovăție, tu trebuie să mergi înainte și să-ți vezi, să-ți vezi de treabă, să faci ce trebuie. Am spus-o și astăzi pe unul, am fost astăzi când mă întrebau că ce ziceți că l-a arestat și pe Mazăre și nu știu ce. Nu comentez, eu sunt organ de abilitate care trebuie să-și facă treabă. Și pe mine, pe Mazăre? Da, pe primarul de Constanța. Da. Eu nu știam, pentru că eu n-am timp să mă uit. Și am zis, mă, nu vreau să comentez, pentru că organele de abilitate trebuie să-și facă treaba. Și eu mi-amintesc când, între mandatul 1 și 2, tot cu politica, m-au luat, m-au băgat în verificări. Dacă nu m-au ținut de m-au frecat, cred că luni de zile. N-am făcut, n-am furat, sunt și acum primar. E normal că la un primar ca Ciocea, care a avut 5-6 milioane fonduri pentru proiecte, că dacă vrei politic să-l faci pe un om, îl faci. Îl ții 24 de ori, dar mai mult n-ai ce face, că sunt și judecători, oameni de care judecă după... Corect. Sunt și corect, eu am spus-o, dar în toate domeniile, că acum se vorbește. Eu pentru mine nu vreau să comentez că e politic sau că nu e politic. Eu zic că în momentul când e o hotărâre, atunci poți să spui, dom'le, N-au avut dreptate și au bătut joc, e depinde, politic, dar să vedem care este treaba. Depinde, nu se știe niciodată. Da. În legătură cu asta, eu n-aș vrea să spun că dacă e o hotărâre definitivă, e și corectă. Da. La fel de bine o arestare poate fi corectă sau nu. Da, acum, dacă nu știi concret, nu poți să... Acum știți cum este. Nu-i corect să acuzi. Da, exact. Și exact. Nu sunt în măsură, eu... Și nici să sunt oameni legii, da. Nu știți exact care e situația exact de acolo. Două întrebări mai am la dumneavoastră și mai avem doar 5 minute de emisiune. Cum stați cu proprietatea și cu politica, așa, pe final, că se apropie alegerile, fără să facem campanie electorală, că nu e voie? Nu fac, eu nu candidez. Am înțeles asta. Dar cum vedeți așa problema? Până vă spun cu proprietatea, încă unul din lucrurile, am spus unul că eu am un mandat de 4 ani, de ce nu mă duc la Senat? Doi, pentru că eu vreau să fac acea fabrică de cărămidă. Și am spus, dom'le, sunt 2 ani de zile, v-am spus, a apărut proiectul acum, sunt prieteni din Spania, a venit și al doilea, a venit duminică noaptea, luna, nu noaptea, luna la București, a venit cu proiectul, cu fabrica, noi l-am avut, l-am avut pe Sibiu, și vreau să, în cei 2 ani de zile, un an eu aș vrea, dacă aș putea să dăm drumul la lucrări, să construim această fabrică, pentru că ei au în jur de 7 milioane de euro, dar fabrica duce 9-10 milioane. Au toate dotările, cum se spune, dar trebuie să facem acea construcție, care este o navă mare de 188 de metri pe 60, cu birouri, cu tot ce trebuie, toate utilajele trebuie implantate în acolo și costă, sunt costuri mari. Și ar vrea să facem un parteneriat public-privat și eu trebuie să mă bat, deci săptămâna viitoare, când deja avem proiectul și în română, eu trebuie să iau la subsoare, iau cu mine și plec și stăm numai pe la ușile organismelor care aduc fonduri europene, să vedem unde ne încadrăm, să facem un parteneriat sau să vedem de unde mai luăm un milion jumătate de euro, pentru că ăsta este lucrul cel mai mare. Poți să faci drumul, poți să faci apă, poți să faci grădinițe, oamenii poți să faci sări de sport. De muncă. Oamenii și asta așteaptă de la noi, locuri de muncă. Dacă eu reușesc să fac această fabrică, pe lângă ce am făcut în Bustuchin, voi rămâne istorie peste așa. Dar nu mă interesează câte istoria. Câte locuri de muncă se între 50 și 70 de locuri de muncă la prima vedere, dar după aia pe orizontală mai vin transportele. Gândiți-vă, trebuie cineva să facă o fabricuță, să ia utilaje, să facă paleți, aceea de prelucrare a lemnului, o fabricuță de prelucrare pentru paleți și așa mai departe. Toate încep să miște, comerțul să mișcă și așa mai departe. Ei, pentru mine asta este scopul. De asta este una dintre cele mai importante probleme. De ce nu am plecat și nu mă duc acum? Pentru că nu știu câți dădeau înapoi sau câți nu-și doreau să fie, să spună, dom'le, uite, poți să-ți dau voie să te duci la Senat. Pentru că lumea alergă după funcție, alergă după posturi, eu nu. Vreau să fac această fabrică. Am făcut această fabrică chiar să mândru de mine și chiar atunci a pus să, cum să spune, să îmbătrânesc cu fruntea sus și să mă plimb cu nepoții după ce nu mai sunt primar, să mă plimb prin sat, printre oameni și să fiu respectat ca și acum. Asta este mare lucru pe care trebuie să-l înțelegi. Banii niciodată nu se pun în față. Niciodată nu se pun nici aici. Ci tu, prezența ta și respectul pe care l-ai din partea oamenilor, dacă ai știut să-l dai. Iar dacă vă spun că și poate nu mă credeți că dintre proiectele cele mai importante ale acestui mandat, când mi-am propus și să mai candidez, am spus că vreau să fiu primarul care să dau proprietatea oamenilor. Până acum am făcut
Că da, asta era normal. Drumul, apă, gaze și așa mai departe. Vorba infrastructura în învățământ, în sănătate, în tot ce trebuia. Era normal să gândesc trebuia, asta. Trebuia, trebuia. Acum am chemat viceprimarul, care este de profesie profesor de matematică. L-am rugat dacă vrea să-l trimit la un curs pe cadastru. L-am trimis la un curs de cadastru. I-am luat și un aparat Leica, nu știu, 5.000 sau 7.000 de euro, nu mai țin minte. Și acum eu zic că este un adevărat artist în cadastru. Și zic că se duelează cu oamenii lui domnul Mănescu. Pot să spun că el a preluat partea de legile proprietății, de proprietate exclusiv. Se ocupă de acest lucru pentru că nu puteam, trebuie să facem fiecare, să ne luăm bucățica lui și să o ducem la capăt. Că în legile proprietății acolo trebuie să fie continuitate. Că dacă mă duc eu o oră, două și după aceea plec și vine altul, nu se mai știe, nu, informația se pierde. Și atunci am făcut o echipă care se ocupă de legile proprietății, dar nu numai asta, ci am, de 2 ani de zile, ăsta este al doilea an, am încheiat un contract cu o firmă din București, de cadastru, pentru cadastru general, cadastru sistematic. Ce înseamnă asta? Că așa cum mi-am propus eu în iarnă, la sfârșitul anului sau până în primăvară, toți cetățenii comunei Bustuchin să aibă carte funciară. Este o problemă extraordinară. Cetățenii, asta este, cred că, cel mai scump pentru viața lor, să-și vadă și ei proprietatea acolo pusă, cum se spune, cu un număr acolo, un număr de cadastru care spune carte funciară. Și în momentul când se simte bătrân, în vârstă sau când e neputincios, să zică, hai tată, hai mamă, cum se zice, să mergem la notar, să vă împart pământul, să vă împart toată averea, pentru că eu vreau să stau liniștită și vreau să vă creez și vouă liniște. Lucru pe care îl fac și asta am spus că e cel mai important proiect al vieții mele de când sunt primar, să termin acest cadastru general. Și până acum am mers foarte greu. Foarte greu pentru că am fost prima comună din județ și prin țară în puținele, că nu știu câte s-au făcut, și mai mult pentru că la Târgu Jiu și în Gorj suntem prima comună, nici ei de la cadastru nu au avut noțiuni, pentru că e o diferență între legile proprietății și legea cadastrului de publicitate imobiliară. Chiar și mâine la ora 10:30 vine cei care conduc firma la București împreună cu comisia locală, cu primarul, secretar, cu vice și toți, ne întâlnim la cadastru pentru că sunt anumite probleme pe care trebuie să le discutăm, pentru că știți cum e, aici mai e vorba și de voință. De multe ori, știți cum e, noi punem carul în fața boilor. De ce? De multe ori. Pentru că să nu continuăm este una, pentru că trebuie să muncim și nu ne place să muncim. Doi, pentru că nu avem poate oameni destui și atunci hai să-i încurcăm să stopăm. Ori eu nu o să nimeni pe nimeni, nu o să mă stopeze nimeni, chiar astăzi vreau să ajung și la prefect și la subprefect, pentru că subprefectul se ocupă mai mult de lege proprietății, dar vreau să-l informez și pe prefect, pentru că discutăm una luna asta și luna și săptămâna cealaltă să schimbă și să vin cu alte, cu alte lucruri noi care n-ar trebui să... Sau să schimbă prefectul, sau să schimbă legea. Este o problemă pentru că, vedeți dumneavoastră, de ce în țara asta suntem unde suntem? Pentru că nu toți vor. Pentru că acești care, oameni care conduc, eu l-am respectat pe domnul Mănescu și respect în continuare, până mâine când am încă o întâlnire. Pentru că la ceea ce mi-a spus oamenii mei acum, în ultimele două săptămâni, de ce s-au lovit, pentru că am dus 3, 4, 5 sectoare pentru avizat, pentru că trebuie să le afișăm și după aia să treacă peste tot și să le trimitem la cartea funciară. Problema este că se pare că pe undeva se vrea să încurce. Că nu se vrea din... Nu vor toți și toate organismele astea să ne dăm mâna și să facem treabă, să mergem înainte. Probabil asta zic, dar asta o las pe mine, să vedem ce va fi mine la întâlnire. Dar vreau să spun că unul din proiectele pe care mă bate în acest mandat și mă voi lupta, pe lângă acea fabrică, pe lângă parcul fotovoltaic, care sunt proiecte, pe lângă acea minicasă de cultură sau cămin multifuncțional, va fi acest proiect de cadastru. Și aici, de ce vreau să vă spun? Pentru că vă spun că mă doare sufletul când văd că mulți bătrâni care să-și dau seama că sunt bolnavi, nu mai sunt în putere, doresc să-și împartă proprietatea fiilor lor. Și nu o pot. De ce? Pentru că dacă se duc la notar să lovesc... Trebuie carte funciară. Da? Dacă se duc cadastrul general și asta și dacă se duce să facă cadastrul la o persoană fizică pentru o parcelă de 3-4 milioane și dacă ai norocul să ai 7-8, gândiți-vă, de uneia 30 de milioane. Doi, e și altă problemă pe care o să o supun atenție și o să fac... și șeful notarilor, nu știu, nu m-am interesat prea mult, pentru că o problemă chiar ieri și alaltă era venit două persoane la mine, o persoană care a dat drumul la succesiune după moartea soțului, unde are o casă, o mașină și nu știu, văd
60 de ani de pământ și spunea că i s-a cerut 30 de milioane, 30 de milioane, chiar astăzi când taxă. Am plecat, taxă la notar, pentru că nu e normal ca pe unitatea administrativă teritorială din care faci parte, ca, de exemplu, zona noastră, Amăradia, Gilotul, să fie numai la un notar. Pentru că atunci notarul își face prețul, cere că vrea, pentru că singur este el, că nu-ți dă voie să te duci la alt notar, în Târgu Jiu sau în altă parte. Chiar îmi spunea această fată, domnul primar... Adică pe toată zona aveți un singur notar? Da, da, așa este, și eu am întrebat undeva și a spus, domnule, știți că nu se poate, că trebuie să... Dar de ce, domnule, dacă suntem într-o economie de piață, suntem într-o țară care se află în Uniunea Europeană, de ce nu mă las să fac 2, 3, 7, 9 birouri notariale, pentru că atunci eu mă duc și mă duc la ăla care e mai ieftin. Și spunea ce domnul Ciucian, dați 10 milioane, iar 20 n-am avut de unde să-i mai dau, pentru că de unde să-i dau, mi-a murit soțul, am avut tata necazul și așa mai departe. Îmi spunea că a făcut un act de comodat. Și la Târgu Jiu am dat, că am mai făcut un 10 lei, 100 de mii în bani vechi și aici mi-a cerut 2 milioane. Pentru că la Târgu Jiu sunt foarte multe notariate. Păi, asta este și aici și trebuie... concurența eu, pe preț. Și o să fac un apreșat, domnul prefect, că eu știu că atunci când vrei să cauți dreptate, stai, oamenii lovești în alții care fac bani. Și ea pe partea alaltă vin și te lovesc. Că sunt relații, sunt pile, sunt toți să țin așa, știți cum sunt. E, nu pot să tac și să stau liniștit. Când acea fata vine și îmi plângea în birou. Încă una tânără care a murit mamă sa. Tot așa, domnul primar, ce facem? Că 20 de milioane, uitați, am ca să fac și o să fac pentru... Avea, cred că mamă sa avea un cec și nu știu ce a mai avut acolo. O casă și putea casă. O, nu este normal, nu este corect. Trebuie să veghem ca primari, ca, eu știu, responsabili ai județului, parlamentari, oameni ai guvernului, ca oamenii trebuie să-i ajutăm, să-i sprijinim, să nu lăsăm să fie jeimăniți, să fie loviți din toate părțile. Aici este problema. Problema proprietății pentru oameni este o pacoste, dacă o luăm pe partea aceasta, pentru că ei mor, se duc și alții cu gândul că n-au reușit să-și rezolve, să lasă copiii. Ca să adică am pământ, dar nu poți să-l las copiilor. Da. Deci asta nu este pentru și eu o să mă adresez chiar astăzi, am spus-o acum, pentru că eu astăzi când am plecat, chiar am avut cazul ăsta unde a venit acea fată la mine și mi-a spus. Și a spus, doamnă, eu nu mă ocup de notar. Nu, eu sunt cel care nu dau voie să mai să afilieze și alții. Nu eu sunt cel care am hotărât ca, eu știu, 20 de comune să, pe zona asta să meargă numai la Cărbunești și nu la Târgu Jiu. Este problemă de lege, de sistem, dar... Din momentul de față, pentru că m-ați întrebat, problemă ciudată, eu vreau să vă spun că normal, nu să tac, în atât nimeni nu va de mare gura, să fie un singur notar. Da, da, asta este. Dar nu vreți un notariat la Bustuchin? Păi dar nu se dă voie, am înțeles că nu se dă voie, pentru că am înțeles că s-a făcut să unul la Logrești și nu ai voie mai mult de două, sau nu știu, chiar vreau să vedem cine va conduce. De mâine m-am hotărât că vreau să merg și astăzi la domnul prefect să rog să se arde acest lucru și să vedem de cine depinde, pentru că nu putem să stăm. Ne aleg oamenii, ne pun în funcție și să stăm, să vedem cu unii jeimănesc pe ceilalți. Mi se pare corect. Adică nu e corect. Eu n-am nimic cu notarii. Să dea Dumnezeu să facă bani, dar să lase și oamenii să facă de la cei care au bani, care pot. Atunci ce facem în cazul ăsta? Noi oamenii lăsăm tot încurcați, pentru că ei n-au bani. Ei de asta nu se pot duce, că ei au multe parcele de pământ. Nu au 30 de ani sau 50, au 7 sau 10 hectare. Gândiți-vă câți bani dă odată pentru ridicarea în cadastru și cât dă la notar. Și de asta am spus la oamenii mei, toți am chemat și am spus, este proiectul vieții noastre, pentru că aici trebuie să scoatem pe oameni din ghearele acestor oameni să-i jeimănească. Și, tot în lege o să fie un protocol, ce am înțeles, că nu o să poată, o să fie un preț unic pe hectar, fix sau pentru tranzacție. Mi se pare corect. Cei care fac acest proiect. Și de asta m-am zbătut și m-am luptat și am încheiat acest contract. Bine, trebuie să o spun și niciun fel de secret, că am avut și o șansă. Ca să-l faci până la 15.000 de euro, 6.000 de hectare, când, care s-au făcut, că au avut în țară, a fost pilot în câteva județe, câte 5-6 comune care s-au făcut, mai mult în zona Moldovei, ce știu, în Constanța, în zona Dobregei, e la 30-35 de euro pe hectare. Gândiți-vă, la 6.000 de hectare trebuie să fie aproape 200.000 de euro. Ei, eu am putut să fac cu 15.000 de euro pentru că această societate a făcut la petrol și eu le-am întins mâna și am ajutat și am sprijinit și a vrut să mi-l facă ca un bonus pentru gestul care l-am făcut eu și cu oamenii mei, că nu am fost să-i constrângem să ne facă ceea ce i-am ajutat cu tot ce ne-a cerut, pentru că noi dețineam toate datele în comună. Da. Și am reușit să fac cu prețul ăsta. Am pe cineva care ne cenzurează în cască, zici că ni s-a terminat timpul. Da. Mulțumesc mult pentru prezența în studio. Vă felicit că aveți inițiative legislative de la nivel de primar, nu trebuie să ajungeți neapărat parlamentar pentru asta, mă refer la legea cadastrului.
Și vă ajutăm și noi. Da, este adevărat. Nu putem, eu angajam mult, să știți că vreau să fac o dată, dar să termin o dată și să mă liniștesc, am multe proiecte și asta, și vreau să fac o dată, să vin în fața, chiar la dumneavoastră, în emisiune, sau la cineva, să arăt câte lovituri am luat pe sub centură, pentru că am fost corect și am arătat lucrurilor. Vă aștept în viața cu mare mea, drag. Și le-am toate puse frumos, nu ca să mă plâng, dar trebuie să arătăm opiniei publice, că de asta în România se întâmplă ce se întâmplă. Că omul n-are curaj să spună. Exact, că omul n-are curaj și doi, în loc să ne preocupe problemele bune, să ne lovim la joale și pentru că am făcut bani, că suntem puternici și să țin unii cu alții. Uite, ai și Ciocea să mă critice pe mine. Bun, eu nu critic, eu spun că nu este normal ca un om necăjit, un om care poate el moare pentru pământ, că eu știu pe tata al meu, săracul, când zicea, vreau să am titlul de proprietate, vreau să am acte. Ei, noi nu suntem tineretul așa, dar eu vin de jos, eu am văzut și m-am întâlnit cu ceea ce vorbesc și ce spun acum, sunt lucruri pe care le-am întâlnit în viața mea de zi cu zi. Garantat și tinerii își doresc o proprietate. Domnule primar, mulțumesc mult pentru prezență. Dragi telespectatori, cu scuzele de rigoare pentru depășirea timpului, mulțumim și urmează colegii de la Folclor. La revedere!